țipete, îmbrâncel, geamuri sparte și înghesuială mare la un supermarket din Oltenița, unde sute de oameni s-au călcat azi în picioare pentru a prinde oferta la ulei. Un pet de 2 litri de ulei s-a vândut cu 12 lei și, pe lângă asta, clientul mai primea încă 2 litri gratuit, suficient ca oltenițenii să se lupte la propriu pentru a prinde oferta. Unii oltenițeni au așteptat deschiderea magazinului încă de la ora 3 de dimineață, coada întinzându-se cu câteva minute înainte de ora 8 până în trotuarul de pe strada Tineretului, care se află la câțiva zeci de metri de magazin. Așteptăm să luăm ulei. Cât costă astăzi ulei? Păi, cred că 60 de mii un kilogram și cred că e suficient. Și cât o să cumpărați? Păi, două. Două sticle ne le dă ca să le cumpărăm și două ne dăm plus. Da, și ne certăm aici că vine care mai de care și cu mama și cu tata, cu băiatul, nepotul. Oamenii aici, da. Acolo, vă rog frumos, dacă vreți, nu aici. Dar de ce așteaptă? Nu știu de asta. Se vinde mure. Aveți vreo ofertă ceva? Nu știu de asta. Mă știți? Nu știu. Bună ziua, ce așteptați aici? Eu, la ulei mă numesc. Da? Și cât costă astăzi? Băi, nu știu, ne dă două sticle. Nu știu. Una cu bani, una fără bani. Da, cam așa. Eu am fost așa. Așa, băiatul, așa. Ulei, dacă n-am dat degeaba, ar fi mai bine. Și la ora 3 să... Da, de la 3 stăm, de la 3. La ce oră stați? De la ora 3 dimineața. Ce stați aici? Ora 4. Și ați preferat să nu mergeți la biserică, să veniți aici? Ce să-i faci? De la 4. Și ce așteptați? De la 4. Ce așteptăm? Ulei. Și cât costă astăzi? Poftim? Cât costă? Nu știm. Păi eu știu câte mă, maică, ce-i cu noi? Dă-i cu noi, ca viței la poartea rai. În îmbulzela din fața magazinului s-a spart un geam, iar unii oameni și-au ieșit din fire și au început să înjure și să îi îmbrâncească pe angajații supermarketului, care și așa au făcut față cu greu asaltului de clienți. Dacă s-a meritat sau nu, doar cetățeanul care a stat la coadă poate răspunde, iar numărul mare de oameni care s-au îmbuzit la ușa supermarketului demonstrează că buzunarul oltenițeanului devine tot mai strâmt pe zi ce trece.